Bună, Simona și Florentina. Bună, Marius. Bună, Marius. Haideți să începem. Spuneam că am trei puncte care aș vrea să le aduc în discuție, care mi se par mie destul de evidente, cel puțin mie mi s-au părut evidente după ce am ascultat ultimele webinarii. Eu ascult webinarii în fiecare zi. Nu trece fără nicio zi fără unul, două webinarii și sunt trei lucruri care mi se par că se repetă de fiecare dată și ne caracterizează pe noi, ne caracterizează cum ne trăim viața și cum și problemele pe care le avem. Primul punct este că noi avem o imagine ideală a vieții. O imagine ideală a cum o relație trebuie să fie, cum trebuie să fie oamenii, partenerul, cum trebuie să fie copilul, cum trebuie să fie serviciu, cum trebuie să fie șeful, cum trebuie să fie președintele de țară, cum trebuie să fie un preot, cum trebuie să fie. Deci avem o imagine ideală a societății. Că această imagine ne este cultivată, că ne este băgată pe toate canalele de media, în filme, peste tot. Nu mai contează. Ideea este că este atât de implementată în subconștientul nostru încât nu ne dăm seama că, de fapt, toată suferința noastră vine pentru că noi am adoptat această imagine ideală. De aici derivă și reperele noastre în viață. De aceea noi căutăm mai întâi, ne punem pe noi primul, ne căutăm binele, ne căutăm dreptatea, ne căutăm confortul, pentru că este legat de această imagine ideală a vieții. Da? Și în momentul în care raportul tău în viață, reperul tău în viață este, nu știu, să fii financiar cel mai bogat, păi toate deciziile pe care ai să le faci o să fie aliniate. Cum e să fii tu cel mai, să ajungi să fii cel mai bogat? Celelalte criterii nu mai contează, celelalte lucruri. Dacă reperul tău în viață este să fii primul, să fii ambițios, toate acțiunile pe care tu le vei face vor fi raportate la această imagine de sine. Deci reperele noastre sunt tot timpul puse pe binele nostru prima dată. Nu este pus pe binele societății, nu este pus pe să pierzi, să nu ajungi, este tot timpul pus pe eu primul. De ce? Pentru că avem acea imagine ideală a vieții. Și ultimul punct care o să-l adaug aici e că, și asta mi-a fost foarte clar când ascultam webinarul cu Marian Teodora și Ana Marian. A fost superb webinarul, dacă o să-l reușiți să-l vedeți. Deci nu mă dăm pe în bălți, da? Ne mai vin teste din față și ne dăm seama, băi, am greșit, să vezi că îmi vine din față ceva. Și acum ne gândim, băi, cum să mă fofilez eu să nu-mi vină mie testul înapoi, plata, da? Deci avem și o fugă de responsabilitate. Ne teamă, ne duce să ne fie teamă să ne trăim viața. Că dacă fac ceva, că o să vină o consecință, dar sunt eu poate capabilă să trec peste consecința respectivă și e un cerc vicios în care ți este teamă de ziua de mâine. Așa, deci ne este greu să trăim această viață, că viața este ca un roller coaster, da? Și Dumnezeu mai joacă bowling cu noi. El e bila și noi suntem popicile și când mai dă noi, cădem pe toate părțile și ne este teamă de această cădere. Ne e teamă să greșim și când ne greșim, ne e teamă că o să vină ceva din față și că o să ne doară sau că o să pierdem. Dar asta se raportează iarăși la faptul că noi avem o imagine ideală. Da? Și ne raportăm la ceilalți, că uite, celălalt are o căsnicie, uite că celălalt are nu știu ce avere și trăim în acest cerc vicios fără să ne dăm seama că, de fapt, fiecare are lecția lui,
Pentru unul este mai ușor să aibă o familie, pentru altul e mai ușor să aibă o carieră, pentru unul e mai ușor să fie financiar mai bine, dar astea sunt programele pe care ei trebuie să le treacă în viața actuală. Și fiind atât de mult axați pe exterior, nu ne dăm drumul să trăim noi înșine. Noi nu cred că știm, și aici mă refer și la mine, deci eu sunt prima în discuția asta, că e greu să-ți dai seama sau să-ți pui într-adevăr fiecare acțiune în întrebare, conform cărui reper am luat decizia respectivă sau de ce fac lucrul acesta sau de ce nu am făcut chestia asta sau de ce am reacționat așa, care a fost reperul care m-a dus sau frica sau teama sau idealul care m-a dus să fac o anumită acțiune. Și cred că foarte des o să ne dăm seama că de cele mai multe ori nu este din iubire, ci este din protejarea interesului personal. Da. Cam asta am vrut eu să zic, Marius, să subliniez că aceste trei puncte despre care tu vorbești foarte des în cărțile tale și în webinarii, dar parcă mi se par că ele se repetă tot timpul. Da. Vreau să spun și eu ceva aici. Raportarea se face la corp, adică la eu, și din cauza asta, nebunia asta. Noi nu ne raportăm la suflet, adică la interesul celorlalți. E invers. Și nu putem să ne echipăm, adică o viață întreagă, să dedici viața celorlalți, să nu crești tu, să nu te dezvolți tu. Omul nu poate să. Întotdeauna își imaginează un mai mare bine pentru sine, dar sinele ăsta este de fapt ego-ul sau diavolul. Deci se face un efort continuu pentru diavol și din cauza asta orice din afară care vine și blochează această ascensiune continuă, el va lupta. Va lupta și se va apăra. Ori, în condițiile în care sufletul, dacă am funcționat pe suflet, sufletul nu se apără. Deci el nu are această problemă. Nu are ce să piardă pentru că nu are nimic mai mult, pentru că nu are nevoie de mai mult. Deci nu are acest ideal. Deci idealurile lui nu sunt din lumea aceasta. Nu își face echip. De asta vreau să zic că prin cele două porunci de la începutul celor 10, să nu faci echip cioplit și să nu pui nimic din lumea asta pe primul plan, să mă iubești din toată inima ta, înseamnă nimic din lumea asta să nu îl faci scop. Ideal. Deci nu ai voie să ai idealul din această lume, pentru că lumea este stricăcioasă, e trecătoare, curge, nu poți să reții nimic. Ca să reții ceva, trebuie să faci un efort, să folosești niște amplificatori ai puterii tale, poziție socială, banii, capital, mai știu ce, forță, putere lumească, ca să poți să menții o anumită constanță a fericirilor. Problema este că însăși viața ne arată că nu fericirile acestei lumi trebuie să le căutăm, că n-ai ce să faci cu ele, că nu-ți folosesc ele, doar îți ia din viață și nu-ți dă nimic, în schimb doar te omoară. Așa, dar nu-ți dai seama că te omoară cu încetul. Și ca să poți să supraviețuiești și să fii fericit în viață, trebuie să nu cauți viața. Exact cum spune în Noul Testament, cine caută viață va pierde, cine o va lăsa pentru mine va câștiga. Este invers, este contraintuitiv și nu ne convine. Țelul în viață nu trebuie să fie pentru al eului, al egoului sau al corpului. Țelul în viață trebuie să fie al sufletului, iar sufletul nu vrea să câștige. Nu vrea să câștige, nu vrea să aibă, nu vrea să adune, nu vrea să se bucure cu simțurile, nu vrea. Deci el nu aparține acestei lumi și nu înțelege și nu are nevoie de ea. El este aici numai ca să poată să dăruiască, adică să crească în iubire. Este ca soarele. Și chiar mă gândeam astăzi că dacă la naștere am văzut că organele când s-au format sunt niște sori de lumină puternică, e un paravan de sori. Nu vezi ce se întâmplă în spate. E o lumină puternică ca niște fleșuri care arată că de fapt ceva se întâmplă în spate. Noi nu știm. Deci corpul nostru este născut de Dumnezeu, este creat de El. El vine personal și plămădește interiorul nostru. Plus că el este format, toate organele noastre sunt sori de iubire.
Deci, am făcut un mic joc de cuvinte zilele acestea și am luat discursul agresiv și de blestem din psalm și l-am pus în gura unor organe din noi sau celule. Ce ar zice, spre exemplu, inima ar putea să aibă un asemenea discurs față de ficat, față de rinic, ar putea să-i spună că este că vrea să-i scoate dinții rinichiului, să îl arunce afară din univers. La 91, parcă nu, am rămas ieri, am trecut, nu mai țin minte, se spunea în modul acesta, știi, într-o formă radicală, era o dorință de a-l omorâ pe Dumnezeu din față și a scoate din lumea lui. Deci era maxim. Mi s-a făcut rău și nu am putut să continui psalmii. Am făcut decât mai puțin de o oră, pentru că ți se face rău. Și nouă ni se spune, citiți de mai multe ori psalmii pe zi. Adică discursul ăla de oră, îți dai seama că sunt programe care se înserează în tine, îți scazi sistemul imunitar și o armă. Psalmii sunt o armă de distrugere în masă și de nebunire la cap. Pentru că noi vedem pe ceilalți dimineața până seara de seara noștri, când sunt de fapt frații noștri, sunt părți din noi. Dar suntem o ființă comună și nu ne trece prin cap lucrul ăsta. Și totul vine din faptul că noi ne raportăm la eu, la ego și nu la suflet. Noi nu suntem ego, nu suntem suflet, nu suntem corpul, nu suntem diavolul. Suntem o ființă a cerului care nu avem treabă cu lucrul acesta. Nu ne interesează să câștigăm mai mult. Nu ne interesează să fim iubiți, Florentina. Niciodată în viața noastră nu ne interesează să fim iubiți. Da, să dai iubire, da. Dar să dai iubire, da. Este singura noastră rațiune de a fi. De-aia am venit aici, ca să câștigăm în iubire. Este exact ca soarele. Soarele, dacă el se oprește și nu mai dă iubire, el a murit. Deci el este obligat tot timpul să dea, să dea, să dea. La fel aerul se oferă pe sine. Aerul, nu? Apa se oferă, pământul, plantele, tot ceea ce există în natură, natura în sine se oferă. Organele din noi, celulele noastre, se oferă pe sine. Închipuiți 120 de miliarde de celule din corpul nostru care formează acest întreg, se oferă pe sine. Noi depindem de starea lor de oferire. Noi depindem de iubirea lor. Pe de altă parte, depindem și de iubirea soarelui din afară, a aerului, a apei. Deci depindem de iubire. Și noi zicem cu emfază și cu în bătaie de joc, eu nu vreau să fiu o cârpă. Cum să fiu o cârpă? Kill the man. Ucideți bărbați. La ce nebunie s-a ajuns? Și cu câte o brăsnicie femeia vorbește în bătaie de joc față de bărbat. Cel fără bărbați nu mai este femei. Nu există nici ele. Și apoi le convine. Când ies afară, toată creația aceasta, a omenirii toată, clădirile, blocurile, invențiile, mașinile, tramvaiele, toate sunt creație, nu, de bărbat. Cum să zici tu, dacă kill the man, ce faci? Unde stai? Hai să zicem, kill the man și atunci stai în câmp? Poți să faci lucrul ăsta? Deci, nu știu, e o nebunie la femei și ura asta pe bărbat, uite, a dus la situația în care bărbații au sub 44% testosteron. Deci nu mai sunt bărbați, sunt femei. Și din 5 bărbați, 4 sunt feminizați și au și apucături feminine. S-au terminat. Complet. Asta este omenirea mea. Și totul că femeia nu înțelege. Nu mă închipui că va înțelege deloc și asta înseamnă că suntem deja în un mecanism apocaliptic în care murim cu toții și se accentuează acest mecanism apocaliptic. Mai bine Dumnezeu ne mai oprește acum să mai adunăm cât mai mult, dar avem alte chestii de care vom agăța. Venitul minim garantat și alte nebunii care vin la pachet cu împărțirea în caste. În trei caste și dacă nu mai ești util pentru stăpâni la nume, ești în pericol să, nu știu, să te ascunzi, să dispari, să nu fii în atenția lor, nici a inteligenței artificiale. Inteligența artificială e pasnicul tău. Va fi după tine peste tot pe unde vei merge. Și din lumea aceasta nu poți să ieși. Oamenii nu-și dau seama ce înseamnă asta. Înseamnă că dacă nu ești util stăpâni la nume, te-a scos din planul fizic oricând. În orice mod. Te scoate cu lămpile astea de stradă. Pentru că au nu știu ce unde electromagnetice care vin și te lovesc. Dacă ai nanoroboții aia în tine, te-au omorât. Și la certificatul de ce să ai morțile, ai bolile tale. Și nu vei ști niciodată că de fapt ai fost omorât.
Da. LED-uri, lămpi cu LED. Peste tot sunt mai lămpi cu LED. Care sunt arme, de fapt. Bun, și totul e împotriva noastră. Acum și pentru că nu, noi nu avem dragoste unii de alții. A fost cultivat un sistem în care noi ne-am despărțit unul de altul și atunci ne-am despărțit de Dumnezeu. Punem interesul propriu mai presus de toate. Este ultimul moment când am putea să ne unim și nu ne vom uni. Pentru că nimeni nu-și va da seama de lucrul ăsta. Și mai mult, la noua lume nouă, toată lumea va contribui, adică toată lumea o vrea. Dar nu există cineva care să nu vrea noua lume nouă. Pentru că îi convine să nu mai muncească, să stea acasă, să nu mai învețe, da? Și să stea așa, să cuzurească. Nu știu cum și-au închipuit ei lucrurile. Să ia droguri și să se uite, să intre în metavers, într-o lume fictivă. Deci sunt terminați complet. Și pentru că le va scădea sistemul imunitar în toate modurile posibile, vor muri singuri în toate modurile imaginabile. Deci asta este lumea nouă, ne lovim singuri pentru că am pus materia pe primul plan și corp. Nu poți să o convingi, nu poți să convingi pe nimeni să nu mai facă lucrul acesta, nu se poate, este imposibil. Să nu se mai ducă spre materie, să nu raporteze totul la interesul propriu. Nu se poate face asta. Și în cauza asta, noi suntem ca Leneșul din povestea lui Crangă, care întreabă, sunt muiesc pe smeții? Nu sunt muiesc. Atunci, hai la spânzurătoare. Hai cu toții la spânzurătoare. Miliarde de oameni merg așa încoronați frumos la spânzurătoare. Asta e lumea în care intrăm. Dar, Marius, este foarte dificil, chiar și acum când cunoaștem învățăturile, să facem acea să mutăm identificarea de pe corp pe suflet. De ce? E greu să vrei să pierzi? Nu, pentru că aici tu trebuie să-ți identifici obiceiurile mai întâi. Bine, la suprafață le faci, acolo unde vezi, dar cu timpul vezi că sunt mai multe obiceiuri care tu trebuie să le schimbi. Noi trebuie să ne schimbăm felul de gândire. Dacă în 40-50 de ani am gândit într-un fel, ca să schimbăm acazul, durează o perioadă. Și deci la suprafață putem face anumite schimbări, dar până ajungem să-l facem 100%, durează o perioadă. Nu, se poate începând de mâine dacă te hotărăști să nu mai alegi lucru care este facil, ușor, plăcut, nu le mai vrei. Da, dar și asta tu Și trebuie să fii deja conștient. pornește refacerea. Da, mai tu trebuie să fii conștient la fiecare mișcare pe care o faci zilnic. Da, trebuie să te gândești ce faci. Da, și păi și asta Pe ce te cuplezi? da, și asta este, știi tu, noi vorbim aici de viața pe care noi o ducem zilnic automat. În familie, afară, o duci automat, te duci la piață, te duci nu știu unde. Trebuie să fii conștient când ai ieșit pe ușa blocului să dai prioritate celuilalt. Sau că oamenii merg cu sute de gânduri în cap, ei nici nu mai văd pe unde merg, trec pe cineva, nici nu se mai uită pe lângă cine trec. Deci îți trebuie o concentrare și o atenție, o prezență de spirit permanentă, ca să poți să schimbi foarte repede. Dar, oricum, Păi nu avem de ales. nu avem de ales, da. Trebuie să ne forțăm. Păi da. Și, pe de altă parte, și societatea astăzi e mai dificil să faci schimbări, pentru că aici societatea e făcută într-un fel ca să ne ajute în confort. Deci, cum spuneai tu, că nu prea știi ce să faci, alergi în jurul blocului. Ok, cred că poate că România mai poți să mai faci, dar în Occident cam toată lumea are de toate. Știi? Deci e anesteziată, deja mai trebuie să mai crească puțin temperatura apei și au murit. Nu știu, tu cum vezi Florentina? Că hai să zic că în România e mai ușor, tu vezi cerșetori la fiecare colț, mai sunt familii sărace, copii săraci. Aici sunt toți ajutați de stat. Da, sunt ajutați de stat, dar dacă vrei, într-adevăr, sunt diferite variante în care poți ajuta pe unii pe alții.
Asta e unul, doi. Deci eu am făcut chestia asta și știu din propria experiență. Du-te la oricare azil de bătrâni, la care vrei tu. Și du-te și spui că te duci, că vrei acolo să ai grijă de o bătrânică. S-o scos la plimbare, care n-are pe nimeni. Deci te iau cu pupa de mână. Du-te la unde ăsta de, cum se cheamă, Weihaus, orfelinat. Și du-te și spune că vrei să stai cu copiii, să mergi să te joci cu ei sau să faci ceva. Da, deci trebuie să mergi, aici trebuie să mergi să cauți. Deci trebuie să te duci undeva ca să-ți... Unde Dar și în România trebuie să mergi să cauți, că găsești așa niște cerșători pe stradă, da, dar să știi că și în München găsești. Dar dacă vrei să faci lucru cu cap și cu coadă, și în România trebuie să cauți. Cau și ei tot felul de unități de astea de sociale, de întrajutorare și atunci faci lucrurile. Acolo mai este o chestie că, da, într-adevăr, știi așa, că vecinul, uite, are 5 copii și numai el lucrează, ea stă acasă, știi? Cam ceva în genul, știi? Pe când aici e mai dificil. Că și tu și eu stăm la casă. Dacă am sta într-un bloc unde sunt mulți oameni, am avea alt impact cu cei din jur, știi? Noi ne raportăm la noi două. Noi suntem nu în contact așa direct cu cei nevoiași, ca să spun, știi? Da. Dar sunt și aici variante. Și la bloc când stăteam, nu, toată lumea avea de toate, știi? Deci nu prea... Nu, singurul lucru pe care puteai să-l oferi e o vorbă bună, să fii drăguț, să fii amabil, dacă țipau copiii la vecinul, sunt te duse bați în ușă. Dacă mă întrebi pe mine, chestia asta e mai greu de oferit decât te duci și oferi 2 bomboane și 3 grisini. Știi? Adică pentru că asta într-adevăr reflectă și lucru cu tine, știi? Ca să oferi o vorbă bună, zic, când copiii stau și îți bat mingea acolo în cap și în asta, să poți să fii bun, blând, iubitor și să nu reacționezi agresiv, știi? Mie mi se par astea mai grele decât te duci acolo și ai lăsat cuiva ceva. Da, problema este că toată, apropo de ce ai spus și tu, dacă pot spun și eu ceva, deci așa am fost noi construiți și ghidați și că dacă te uiți, de exemplu, la relații, nu? Dacă te uiți la povești, începând cu Cenușăreasa și terminând cu Alba ca zăpada, dacă iei toate cărțile astea de la 1880, de unde a început tot romantismul ăsta cu Jane Austen și cu asta Virginia Woolf și care au mai fost pe acolo, vezi că este o perioadă în care, apropo relații, știi, o perioadă dificilă în care faci, te străduiești, nu știu ce, după care ajungi în punctul în care ori te-ai căsătorit, ori ești cu el. Și din momentul ăla este introdusă ideea, domnule, de acolo, gata. Și-au trăit până la adânci bătrâneți și curge lapte și miere. Măi, și indirectă ți este subminată programul ăsta că în momentul în care tu ajungi într-o relație, fără să-ți dai seama, tu vrei de la celălalt să fie totul perfect. Știi, noi uităm că și ăla e un om, ca și noi, cu programele lui, cu traume lui, ce mai are el acolo. Dar noi, în mod indirect, dorim perfecțiunea de la celălalt. Că de ce nu au făcut așa? Că de ce nu au făcut? Și dacă stai să te uiți, ălălaltul din ce pretențiile noastre trebuie să se comporte de dimineață până seară
Fără cusur. Deci e și absolutizarea asta, că relația trebuie să meargă uns. Și pe mine, dacă mă întreb, eu am conștientizat zilele astea o chestie, am descoperit apa caldă, cum zic eu. Măi, iubirea nu-i numai, din contra, iubirea e sacrificiu. Aia e iubire, nu-i că ne înțelegem bine, că mergem în concediu, că venim înapoi, că totul, nu, aia nu-i, aia e așa. Deci iubirea e sacrificiu și iubirea îi, cum spune Marius, tu pe locul 2, celălalt pe locul 1, dar nu, orice condiții și în orice situație și numai atunci se întâmplă uniunea între cele două suflete, pentru că pur și simplu prin înțelegerea care o dai celuilalt, prin supunerea ta, prin acolo vine sudura asta puternică, de acolo vine. Ei, eu asta am înțeles și eu acum, că și eu, ca și toată lumea, am fost de părere că totul trebuie să fie perfect. Celălalt trebuie să înghicească mie gândurile și să comporte ca tare și, Doamne, ferește să fie altceva decât mi-aș fi dorit eu, da? Și să știi că cu concepția asta nu sunt numai eu, cred că suntem 99,9%. Avem total eronată concepția despre relație. În relații și tot timpul căutăm binele, să ne fie bine, să fie bine, să ne fie ușor, să fie fără sacrificii, fără jertfă și tocmai știi, nu conștientizăm că, cum zice Marius, din binele ăsta ne mănâncă din viață. Pierdem energie vitală și după aceea vin alte situații care ne scot complet din concept. De ce râzi, Marius? Păi da, păi bine, e cauza răului. Exact. Binele cauza răului. Deci atât tindem spre acest bine și când îl atingem, ne mirăm de ce se întâmplă rău. Binele este rău. Hai, asta este. Dar după, știi când îl atingi, binele ăla și te mai și lipești ca marca de scrisoare, vine desprinderea. Și după aceea stăm și schiolălăim, deci eu vorbesc în primul rând de mine, dar de ce așa? Fiindcă erau lucrurile, erau bune. Dar foarte important este, din ce am experimentat eu, deci e foarte, foarte, foarte important să fim întotdeauna încărcați cu energie vitală, pentru că atâta timp cât ești ca ăla care e în apă, știi? Ești aici la linia roșii, vorba lui Mariu, s-a mai mâncat o bombonică sau o înghețată, te-ai dus aici și te neci. Deci tot timpul dacă aici stai cu linia roșii sub gât, nu poți, situațiile care îți vin mai dificile, nu le poți iubăvind, cum se cheamă, nu le poți depăși. Deci, cum să spun eu, deci încărcarea asta cu energie vitală, ceea ce înseamnă slujire, dăruire, restrângere, continuă ca mod, ca mod de viață, ca mod de existență. Nu îl fac acum ca să se întâmple ceva. Îl fac tot timpul. Mă contopesc, mă fuzionez cu conceptul ăsta, da? Și atunci, automat, ești încărcat cu energie vitală și aici sunt două variante. Ori nu mai atragi anumite situații limită pentru că tu ești încărcat și eu scăzut și nu-ți mai vin, sau dacă totuși vin, că oameni suntem, mai fluierăm în biserică, tu ai acolo o bază, nu te duci pe topogan, rămâi deasupra acolo, nu te duci jos. Știi care este problema, Florentina? Chiar se referă la tine ce o să spun. Cele două forțe mari, bărbatul și femeie, au sisteme diferite de lucru, adică au procente diferite de energie.
Femeia are un procent mare, 80% energie teluică, bărbatul are 80% energie divină. Nu înseamnă că bărbatul nu e solicitat de femeie, e solicitat tot timpul să se adapteze la ea, este solicitat îngăduința, înțelegerea, bunătatea, blândețea, să fie tolerant față de femeie, este solicitat. Numai că e dificil la femeie să-i dea prioritate, care 80% materie telurică și inteligență din asta de tactică, inteligență din asta care crede că are dreptate, că lucrează pe detalii, absolutizează detaliile și crede că poate să fie la nivelul bărbatului, care oricum el știe lucruri în perspectivă, nu că știe el care ceva, ci știe lucrurile respective că îl inspiră Dumnezeu cu prin 80% de acolo și el are, deci are suport divin. Dar femeia a fi suficient să-l respecte, să dea întâietate, să îl iubească, să-i acorde ascultare, să-l asculte. Dar nu poate, că n-are cum. Cu 80% este imposibil să facă asta. Și aici apare conflictul. Știi? Adică bărbatul poate să lase de la el mereu și să fie îngăduitor cu femeia. Femeia cu 80% nu poate să lase de la ea și nu poate nici măcar să dea prioritate, nu poate să-l asculte, nu nimic. Da? Și conflictul ăsta este continuu între ei. În cauza asta Dumnezeu folosește forța de multe ori sau tot felul de alte metode prin care duce bărbatul în situații în care el să fugă dacă este tot timpul agresat, să găsească altă soluție ca să poată să se propovățuiască să moară și chiar să moară dacă nu este capabil să găsească o soluție sau nu trebuie să găsească o soluție pentru că moartea lui pentru femeie poate să îi distrugă puternic orgoliu. Deci toate măsurile care vin femeii din față sunt ca să scade din orgoliu și din atașamentul de materie. Pentru femeie, lumea este materie. Există primordialitatea materiei. Ea pune pe primul plan materia față de bărbat care nu o pune. El e neglijent cu materia. De la îmbrăcăminte, toată viața lui e neglijent. Deci sunt sisteme diferite, ar trebui să se cunoască pe sine. Eu cred că acest lucru ar trebui școala să le explice fiecare care sunt domeniile lor de existență, să nu vină unul peste altul. Femeia să nu treacă să devină masculină, chestiile acestea. Și ce trebuie să facă? Noi nu știm, nimeni nu ne spune, iar toată literatura asta de, să zic, specialitate, este total la distanță, pentru că pun cauzele lucrurilor în afară și derivează unele în alte și au o mulțime de concepte care nu au corespondență în realitate. Ele sunt valabile pe un domeniu restrâns, dar nu sunt valabile în toate situații. De fapt, toată situația noastră este raportarea față de Dumnezeu. Și întotdeauna lucrurile trebuie analizate față de divin, nu față de aceste concepte care sunt aiurite total. Din cauza asta nu poți să faci nimic cu ele, nu-ți folosesc la nimic, din contră, crește învrăjbirea și vehemența noastră, adică nu ne rezolvă absolut nimic, ne înnebunesc de cap. Deci pentru că atâta trebuie să știm și în situația în care ești tu acum și tu și Winfrey și prietenul, doar trebuie să știți care sunt caracteristicile fiecărei părți, ce poate ea să facă, ce poate ea să cum poate ea să se comporte ca să fie mai bine celuilalt. Deci toate lucrurile astea trebuie să le știți ca să puteți să intrați în unitățile voastre militare. Da, exact așa. Da, trebuie vorbit. Noi n-am vorbit chestiile astea. Fiecare o gândit că celălalt știe. Da, iar dacă nu știut, trebuie... Oamenii nu știu lucrurile astea deloc. Nu știu. Absolut nu deloc. Știu. Nu știu. Nici nu s-au întrebat. Exact, exact. Și de aici, știi, apar și toate... Apare războiul. Că dacă tu nu ești în unitatea militară, ești pe câmpul de luptă, știi? Și femeia, având energie telurică atât de puternică, îl omoară, îl distruge și celălalt fuge. Se duce să ascunde, știi? Da. Dar asta este... nu mi-am dat nici eu seama, dar în momentul în care se întoarce de pe câmpul de ascunziș, da, clarificăm
Și când clarificăm. începe să se rezolve situația și la tine și în orice situație, când începi să funcționezi ca suflet, nu ca și corp, când nu mai Da. urmărești interesele corpului, interesul eului tău, nu? Care Da. e plin de concepte din astea ale societății, cum ai zis și tu, să fie bine, să aibă o căsătorie fericită, să se bucure în viață. Totul Toate spre extremă. toate sunt Din... ale eului. Sufletul nu are aceste chestii. Deci sufletul nu interesează să fie bine, nu interesează să fie cu cineva, nu interesează să fie iubit, sufletul nu are nimic. El e interesat doar să doiască. Când pierzi așteptarea aceasta ca să primești ceva, când nu mai vrei nimic pentru tine și doar dăruiești și te uiți pe tine, atunci pornește schimbarea vieții. Pentru că nu mai ai un eu care să fie distrus altfel, eu ăla rămâne. Atâta timp cât pui ca prioritate în viață binele propriu, în orice mod posibil, nu? Și într-o relație și ai idealurile de care spunea Simona la început, atâta timp cât vei avea acele idealuri, vor fi distruse. Da. Adică nu meriți, nu trebuie să se întâmple ceva ca să fie bine. Ca să poți să meriți o căsătorie sau trebuie să ai dezinteres față de tine, față de binele tău total. Adică că e bine, că nu e bine, să fii indiferent. Când atingi această stare și pe tine plecarea lui sau faptul că nu e lângă tine sau toate, faptul că nu se împlinesc visele, idealurile, nu te deranjează. Atâta timp când nu te deranjează, pe tine vei avea tot ceea ce visezi. Este exact situația lui David. David, deci, tot timpul s-a jerfit pe sine și apoi, la un moment dat, a venit Dumnezeu și a spus, iată-mă, ce dorește, să îndeplinesc orice dorință. Și el, când a fost să își spună dorința, a zis că vreau înțelepciune. Și Dumnezeu a zis, pentru că tu vrei ceva pe care nimeni nu vrea, iar ceea ce dorește toată lumea, tu nu ai cerut, vei avea și ceea ce nu ai cerut. Deci ai observat ce a făcut. Este exact situația noastră, a ta, a omului în general. Deci când nu vrei ceva din viața aceasta, în mod neapărat, le vei primi. Îți voi Da. da și ceea ce nu ai cerut. Pentru că nu ai cerut. Și toată lumea le dorește. Da? Și ea dă bogăție, ea dă nu știu ce. Tot ce și-a Da. dorit. Yeah. Asta e secretul tău. Asta e secretul tău. Deci trebuie să faci spațiul la gol. Și ca să poți să faci spațiul la gol, trebuie să nu pui ca principiu, ca ideal în viață, să fiu căsătorită, să am nu știu ce, să mă bucur de viață. Nu. Idealurile astea sunt atâta timp cât tu de mult timp faci asta. De când ești tânăr, tot timpul ai avut idealurile astea în cap, sunt beton acolo, acum ți le distruge. Da. Nu-ți dă voie, nu-ți dă voie să ai parte de bucurii. Pentru că intri într-o formă de blestem. Că când se intră în blestem, de aia trebuie citită Vechiul Testament și înțeles, măcar să asculți. Că tu n-ai știut că este canalul religios, te duci și asculți numai Vechiul Testament. De la început, de la facere și îl asculți acolo și să vezi ce lucru descoperi. Deci pentru că ca să poți să primești ceva în viață, trebuie să nu vrei viața. Să nu vrei fericirii la cele vieți. Că nu le vei primi niciodată. Pentru că e o problemă de gol, de energie. Când nu vrei viața, ego-ul este jos. Când e jos, vine Dumnezeu în spațiul ăla gol și îți îndeplinește orice dorință și zice, iată-mă, ce dorești. Și știe ce dorești. Da? Și vei avea, de ce îți dă? Îți dă tot ceea ce vrei. De ce îți dă? Pentru că n-ai un eu acolo ca să ți-l distrugă. Că ți-l distruge tot timpul. El se ocupă numai cu distrugerea ego-ului acesta. Deci noi ca priorități în viață nu avem voie să punem niciun bine. Când ai pus un bine din lumea aceasta, ți va distruge. De ce? Că înseamnă idolatrie. Chip cioplit. Adică pui lumea mai pe sus decât toate și nu se poate face asta. Când faci chestia secundară, el, Dumnezeu, trebuie să te apere să nu mori. Dacă tu ai fi intrat într-o relație în care ți-ar fi fost bine, cu nivelul de orgoliu pe care îl ai tu, cu cei 80% tancuri, armament acolo cât ai, avioane, păi făceai pe la chisăliță. Deci nu poți, tu ești oprită. Trebuie să ajungi să fii feminină, trebuie să ajungi să fii înfrântă cu inimă. Că calitatea, feminitatea ce înseamnă? Înfrânt cu inima. Feminitatea. Deci vulnerabilă, vulnerabilitate. Și să el vrea să vadă nivelul tău de ascultare, vrea să vadă cât de mult lași de la tine, când lupți pentru dreptatea ta. E foarte periculos să-l
criteriul imediat îți dai seama când o femeie nu îi se permite să fie fericită în viață. Când a reacționat. Când a reacționat, când vine cineva și o solicită și a reacționat și dă în ăla, este clar, viața ei privată, personală, este dărâmată complet. Deci ea trebuie să învețe să fie îngăduitoare, să facă ce zice celălalt, nu ce vrea ea, da? Să dea întotdeauna dreptate, să facă ascultare, să fie de acord cu toate părerile, să nu zică, da, eu nu. Că această situație s-a întâmplat la telefon. Tu ți-ai pus părerea, tu n-ai voie să spui părerea, fiind secundar. El e capul. El este mișcat de Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu, tu nu poți să spui părerea. Tu n-ai părere. Poți decât să execuți și să găsești soluții ca să rezolvi problemele. Atâta poți să faci. Deci bărbatul este capul. Femeia trebuie să reînvețe să fie feminină. Da. Din păcate, la toate cursurile astea de feminitate care sunt, și zici, hai că mă duc să fac un curs de feminitate, să vorbesc despre cu totul alte lucruri care n-au nicio treabă cu feminitatea, știi? Că cum să fii, cum să te machiezi, cum să magia, cum să faci mâncare, cum nu știu ce, dar nu se pune accentul pe amândouă, știi? Adică femeia să fie înfrântă, știi, și să fie cu inima înfrântă și să-i dea putere bărbatului, ca el simtă bărbat din toate punctele de vedere. Noi suntem foarte, foarte dure, foarte bătăioase, noi, vorbesc de mine, știi, mai ales dacă trăiești foarte mulți ani singură. Și fiind vorba de existență, știi? Uite, voi aveți o șansă. Puteți să deschideți acolo școala iubirii. Avantajul imens al școlii iubirii este că aceste îndrumări, aceste învățături au și rezultate față de New Age, față de toate, tot ce zic, școlile de spiritualitate. Acelea nu au rezultate pentru că întăresc ego-ul și cheamă neplăcerile din față și nu au niciun rezultat. Deci școala iubirii are avantajul imens de a avea rezultate, așa, și în același timp învățați voi mai bine. Că cu cât explici, omul învață foarte bine explicând la altcineva. Da, știu, știu. Deci cu cât explicăm mai mult timp, cu atât înțelegem noi mai bine. Deci, de fapt, faci o activitate de șlefuire personală, de evoluție personală. Dar Da, ajutăm pe ceilalți, ajutăm pe ceilalți. Și pe ceilalți. Da. Că vor Acum avea rezultate imediate. Noi am văzut din comentariile oamenilor. Sunt rezultate peste tot. În momentul în care se aplică școala IB, sunt rezultate. Eu cunosc eu persoane care mă caută pe mine, care nu sunt activi, nu știe nimeni de ele și care au aplicat ce spui tu și li s-a schimbat viața la 180 de grade, mai ales doamne care în relațiile cu partenerul, aplicând ce se învață în școala iubirii. Deci sunt foarte mulți care nu sunt ieșiți, dar care fac lucrurile astea, Marius, cu rezultate. Cu rezultate. Simona, care e părerea ta? Simona, da, ești? Da, sunt, Marius. Păi, eu le-am spus-o la început. Că este o activitate de lungă durată. Deci, mai întâi, noi ne schimbăm obiceiurile pe care noi le vedem, știi? Care le cunoaștem. Și după aceea trebuie să practicăm un exercițiu continuu de atenție. Să vedem, dăm prioritate, dăm prioritate, acum nu mai contează că este a bărbatului sau a unei femei în față, dăm prioritate celui care ne vine din față. Ne-am simțit iritați în momentul când cineva ne-a zis, ne-a făcut, nu ne-a dat, nu ne-a văzut, am simțit vreo iritare în noi. Și pe calea aia putem să identificăm alte
alte fațete ale ego-ului nostru, pentru că ego-ul nu este o chestie, gata, am deschis dulapul și l-am găsit. Nu, este ascuns peste tot. Este ascuns peste tot, iar ca să-l găsim, trebuie să fim atenți, de fapt, la comportamentul nostru, la reacțiile noastre. Pentru că eu cel puțin așa am identificat fațetele, o parte a fațetelor ego-ului și după ce le identifici și le șlefuiești, vin altele. Vin altele din spate, de care nici nu știai. Na. Iar activitatea asta este de lungă durată, e un stil de viață. Nu poți să spui, băi, weekendul ăsta mă aplic școala Da, iubirii da. că am nuntă săptămâna viitoare sau Uite, știu. Simona, o propunere pentru voi. Puteți la sfârșit de săptămână, să zicem sâmbătă sau duminica, când credeți de cuvință, să faceți un fel de club al școlii iubirii, o școală iubirii acolo în Germania, la München, și să strângeți pe doamnele sau cine este acolo și doar la început, doar să discutați aceste lucruri, că este important să schimbați, să faceți dezbaterea pe care o fac evrei la măsuță, să dezbateți aceste lucruri, că prin dezbatere se înțelege mai bine. Marius, o fac chestia asta numai cu anumiți, deci am început deja să vorbesc cu anumiți colegi, prieteni, dar nu poți să o faci cu oricine, pentru că învățătura de la Nu tine... cu oricine, n-am zis cu oricine, nu am zis asta. Nu toată lumea o înghite la prima strigare, pentru că e total opusă, ci e pe piață. Deci toată informația asta care de suprafață și ajungi ușor la ea, e contrar a ceea ce spui tu. Adică informația care o găsești că femeia e egală cu Nu, cu bărbatul cei și care cunosc. Doamne, care ai zis tu că au făcut schimbări, cu acelea poți să vă întâlniți. da, așa da. Doar cu E vorba cu de față către față, că numai așa se face dezbaterea, nu prin Zoom. Da. Da, cele care sunt receptive la astfel de învățături. Și care, știi cum e că eu văd aici așa ca un proces, adică prima dată auzi, nu prea ești de acord, dar în diferite situații începi să aplici. Și după ce vezi că funcționează, știi, deja interesul crește. Eu așa văd eu situația. Săptămâna trecută când am fost la München, m-am întâlnit cu un prieten de-a meu, prieten, coleg. Noi am intrat în firma respectivă împreună acum vreo 15 ani. El e indian și noi mai păstrăm legătura între familiile noastre. Și e în finanțe, are o echipă în finanțe în firma respectivă. Și am vorbit despre învățăturile tale, Marius. Pentru că, nu știu, la 43 de ani cât are, arăta foarte rău. Foarte rău. Deci eu când l-am văzut, nu mi-a venit să cred. Aproape că și-a pierdut tot părul, a zis că are toate bolile de pe lume și a zis că nu înțelege cum tatălui, care are 80 de ani, și mama lui, trăiesc la New Delhi, sunt foarte sănătoși, nu au nicio boală, fac yoga, meditații, toate chestiile, sunt fericiți, trăiesc cu 300 de euro pe lună, se duc peste tot, iar el, la 40 de ani, are toate bolile de pe lume, nu mai are nici păr, nimic, este super stresat, e bucuros că și-a cumpărat o mașină și nu se bucură nici de ea. Nevastă sa indian, care are vreo 4 mastere făcute pe la Londra, pe la Paris, pe nu știu unde, și sunt nefericiți. Și au zis că visul lui este să se întoarcă undeva în India și să ducă într-un loc să trăiască simplu. Și atunci am discutat despre învățăturile școlii iubirii și a fost foarte încântat. Și i-am zis, păi sigur aveți și voi în cultura voastră aceleași sau învățături similare. Și i-a trimis mesaj la soția lui, Simona a spus că femeia trebuie să fie supusă bărbatului și că bărbatul este capul familiei. I-a scris ei și ea i-a răspuns, of course.
Și că da, așa este. O testat-o pe nevastă sa. Și că el era de opinie nu că bărbatul și femeia trebuie să fie egale, bineînțeles, el fiind format în educația, să mă pun un pic pe stop, în educația occidentală în care femeia și bărbatul sunt egali și noi suntem la fel de puternici. Așa, el nu mai vedea chestia asta cu prioritatea, el nu mai avea. Înțelegi? Și după aia am explicat cum stă cu energiile, cum funcționează femeia, cum funcționează bărbatul. Și am zis, fii atent la echipa ta, fii atent la colegii tăi cu care tu lucrezi, și la prietenii pe care tu i-ai, să vezi cum e comportamentul feminin și cum e comportamentul masculin. Să știi că l-au pus foarte mult pe gânduri și mi-au zis că trebuie să continuăm să mai discutăm subiectul ăsta, pentru că este, într-un fel, a simțit adevărul Marius acolo. Îți Deci propun și ceva, poți să faci un zoom cu el și să discutați. Nu cred că o să. Nu poate? Nu cred, dar o să văd când mă mai întâlnesc, când mă mai duc la Mieșen, să mai discutăm sau când vin ei încoace spre noi, că au doi copii și. Da. Noi ne cunoaștem de mult timp, că am fost și la nuntă la ei la New Delhi. Dar ce m-a uimit este și faptul că, uite, tu ai cineva dintr-o cultură indiană, da? Deci că indian, care vine în cultura occidentală și își uită într-un fel învățăturile. Deci, într-un fel, eu când am văzut, am înțeles ce înseamnă că viața europeană sau cultura occidentală, viața occidentală te mănâncă, îți mănâncă sufletul din tine. Te exploatează până la capăt încât tu nu mai vezi reperul în viața. Deci el spunea, am tot ce-mi trebuie și nu știu, și am și toate bolile de pe lume, nu știu ce nu fac corect aici. Da. Deci ne afectează pe toți, Mariu, și pe cei care nu suntem în. Adică și cei care vin dintr-o cultură, să spun, mai apropiată de rădăcinile umanității, care au mai păstrat ceva din cultura adevărată. Da. No, o să vedem, Florentina, pe cine mai găsim. Da. Trebuie oameni care să fie deschiși, una, și doi, Să fi practicat lucrul acesta, că dacă altfel nu le înțeleg. Da. altfel nu-l înțeleg. Pentru că e greu, știi? Adică să te pui tu pe locul doi, e greu. E foarte greu. Când noi suntem pe toate căile învățați că noi suntem pe primul loc și după aceea vine celălalt. Înțelegi? Iar în toate relațiile de parteneriat care sunt, susținerea nu vine acolo la greu, pentru că în momentul în care este greu, fiecare dă bir cu fugiții. Pentru că există, așa cum ai spus și tu și cum ți-am spus și eu, idealul ăsta, că totul trebuie să fie bine. Și taman acolo la greu e totul. Știi? Da. Simona, vrei sunetul, sunetul, sunetul. Da. Ne este greu să acceptăm că viața nu poate fi perfectă. Adică ne este greu să Da. acceptăm că există boală, că poți să rămâi singur în viață, că poți să-ți dedici toată viața ta altuia și să nu primești nimic înapoi, că poți să îți moară copilul, știu eu, că poate. Ne este greu să acceptăm că viața poate fi așa. Cu toate că dacă te uiți în jur,
natura, la păsări, la animale, la ei se întâmplă la fel. Noi avem câteva cuiburi de rândunici la casă și tot timpul cade câte un ou. Sau câteodată și câte un pui. Uneori reușim să-i salvăm, să-i punem înapoi, dar câteodată nu. Și e parte din viață. Nu cred că rândunica se gândește că, uite, am pierdut un ou, am pierdut un copil. Este parte din viață, dar cred că această împărțire între bine și rău care a fost făcută când a fost făcută, împărțirea asta ne face să vedem lucrurile în alb și negru. Că viața trebuie să fie numai așa și nu așa. Și dacă e așa, este rău și trebuie să o corectăm, să o aducem așa. Și când am adus-o așa, iarăși e rea. Right. Deci alergăm în jurul cozii. Deci, de fapt, în situația lui Florentina, și în singurătate e Dumnezeu. Nu e numai în a fi împreună. Este și în singurătate tot El. Da. Deci El în toate situații este și în plus și minus. E doar o problemă de acceptare. Da, și dacă mai te gândești că nici nu se întâmplă lucrurile astea degeaba, ca un motiv, știi? Perfect. Și singura chestie este ca să poți să vezi acolo de ce e așa. În prima fază nu vezi, că ești tulburat. Dar după ce se alașează așa un pic lucrurile, începi să vezi că ies lucrurile la suprafață și începi să se le lege și după aceea spui, vai, dar ce bine că a fost așa. Că dacă mai eram așa, mult nu mai dura și era o chestie de timp până când era următorul tsunami. Înțelegi? Da. Deci chiar Dumnezeu lucrează în cele mai fine momente și așa țesă ca o dantelă, știi? Situația și când tu ești la un prag acolo, îți mai dă un brânci, te mai duci mai departe, să mai vezi ce mai ai de lucru la tine, ce mai ai de făcut, ce mai ai de schimbat. Că nu poți să te lezi acolo așa la... Că după aia te ești trimite în astral, dacă... Nu? Da. Cred că ceea ce noi nu știm, pentru că nu ni s-a spus și nu o să ni se spună niciodată, este adevăratul motiv al vieții. De ce ne întrupăm? Și pentru că noi nu știm care este motivul adevărat al vieții, vin toate aceste cursuri și ne spun, păi căutați-vă scopul vieții voastre, că toți trebuie să fiți viteși, să descoperiți roata, să faceți nu știu ce, într-un fel, și ne pune pe noi să ne gândim, ok, eu m-am născut acum, pentru ce m-am născut? Deci, într-un fel, ești un accident. Că nu zicea unul din filozofii ăștia, Marius, că noi suntem un fel de accident, parcă Camus sau Sartre, unul din ăștia doi spunea că oamenii ceva sunt un fel de accident, iar ei trebuie să-și, pe parcursul vieții, să-și descopere de ce s-au născut, să-și descopere o vocație. Dar dacă ne s-ar spune ne-ar spune în timpul vieții, vedeți că noi am venit pe lume să descoperim iubirea, să descoperim cum este Dumnezeu, să-i accepți pe oameni așa cum sunt ei. Exact. Iar în acest proces o să aveți numai piedici, pentru că acolo vi se testează rezistența și vi se testează iubirea. E, mult mai ușor o să treci. Atunci, da, într-adevăr, ai să te lași, pentru că melodia care se cântă pe toate canalele este, sunteți aici ca să învățați să iubiți, în ciuda aparențelor. Iubiți și minusul. Da, s-a acceptat că este parte din viață, ambele părți. Dar uite, zic o chestie, Mario, să știi că eu ca și copil, ca și adolescent, eu știam că după fiecare bucurie îmi vine o nefericire. Deci tot timpul când primeam o chestie, mă gândeam, ok, acum ce-mi vine. Dar nu știu de unde venea. Dar n-am putut să fac corelația, dar parcă era în mintea mea, vezi că după bucurie vine nefericire. Da. Cred că noi o știm. Cred că este implementat în genomul nostru, numai că
ne-am învățat să nu mai ascultăm gânduri negative. Da, trebuie să fim pozitivi. Mai aveai două subiecte. Două subiecte despre. Păi le-am zis alea trei puncte la începutul emisiunii. Acelea, înțeles că credeam că e legat de Biblie, de Păi. psalmie, psalmia aceea dușmănoși, A, cu psalmii. Păi am zis că le facem scrisul pe. de ură din psalm. Da, dar știi ce e interesant, Marius? Să știi că psalmii nu sunt dați la citit oricând, oricum, de oricine. Deci, când trebuie să citești din Psaltire, se spune așa, trebuie să citești cu binecuvântarea duhovnicului. A. B. Când citești psalmiți, trebuie să ții post, deci trebuie să faci restrângere, știi? Că ei, ca să poți să duci și. Să poți să suporți ura de acolo. Da. Dar știi de ce, Florentina? Nici. Asta o să facem, Marius, mâine dimineață, că nu pot să o țin în seara asta. Papa Honorius a scris o carte. Se numește Cartea Incantării. Cum? O carte Da. scrie Incantări. Încantări. Incantări. Tradus în română se spune incantație, incantări. Da. Și acolo e o carte de vrăji în care spune cum să aducă spiritele, cum să supună spiritele numele lui Isus, cum să-i facă pe spirite să facă ce vrei tu și la fiecare îți spune ce psalm să citești și după aia îți spune înainte la ce oră se face, la ce oră din zi, la ce oră din noapte, că trebuie să ții post, că nu trebuie să mănânci carne nu știu câte zile, să nu bei alcool. Deci te pregătește fizic. Deci un ritual care trebuie să-l faci fizic și după aia îți spune rugăciunea care trebuie să o spui și după aceea ce psalm trebuie spus. Și ce se întâmplă după ce faci toate astea? De, încearcă. Păi Eu nu nu, dar încerc. decis, nu, dar decis, Hai să spun, să explic eu, să explic eu. Deci, cartea se numește Invocație. Psalmii sunt invocații către duhuri rele. În momentul în care este un discurs de ură, acolo se invocă duhurile rele. Și se invocă în mod repetat, așa ca niște valuri. Ca o incantație, în mod repetat. Am luat, ieri am avut un psalm de genul acesta foarte agresiv, în care îl ataca pe Dumnezeu și vrea să-l scoată afară din lumea lui, ceva așa, o nebunie, să-l omoare pe Dumnezeu. Și este făcut în mod repetat. Și crește, ce se întâmplă? În noi crește ura. Mi s-a făcut rău în timpul emisiunii și a trebuit să oprim emisiunea. Deci nu se poate suporta. Deci scade vibrația, probabil că atrage ființe întunecate, pentru că este o invocație la adresa ființelor întunecate, în momentul în care este acuzat soarele de iubire, deci Dumnezeu din fața noastră, și vorbește despre dușmani, despre vrășmași, să le scoți dinții, să-i omori, să-i arunci afară din univers, este de fapt un atac la Creator. În condițiile în care Creator a făcut totul perfect și totul e iubire. Că vezi, totul se oferă, totul este iubire. Și cum poți să spui tu că soarele nostru care ne dă lumină este vrășmașul nostru, aerul e vrășmașul nostru? Că în asociere, orice element al naturii este una cu oricare. Deci dacă zici despre un om că e vrășmașul tău, zici despre Dumnezeu că e vrășmașul tău. Zici despre inimă că inima e vrășmașul tău. Și este de fapt un mecanism de diabolizare. Când acuzi pe soarele de iubire, devii o ființă întunecată, devii diavol. Asta este mecanismul de diabolizare. Trebuie să se înțeleagă asta. L-am repetat și o să-l repetăm. Când se acuză soarele de iubire de orice, că nu este, că e netrebnic, că este greșit, că este păcătos, că este nedrept ceea ce face, când se acuză soarele de iubire din fața ta sau de oriunde, se acuză oricare din elementele naturii, se atacă oricare din elementele naturii și Dumnezeu în persoană, prin acuzația respectivă. Și omul devine diavol.
Deci este modalitatea de a deveni diavol, este acuzația. Și noi foarte frecvent, fiecare din noi, facem chestia asta toată ziulica, nu acuzăm pe cel din fața noastră și vedem vinovat sau rău. Deci vedem pe Dumnezeu rău și îți spun, este numai soarele de iubire acolo. Organele noastre sunt sori, sori, sori de iubire și de extaz. Sunt divinul în persoană. Cum poate să zică inima vreodată să aibă un discurs de acesta de ură față de oricare alt organ? Sau o celulă noastră nu poate să facă așa ceva. Este ca și când, spre exemplu, bate la ușă o celulă. Vine o celulă la tine sub o formă oarecare, nu? Vine în fața ta și tu iei psalmul și dai în celula aceea că este neisprăvită, că este neterminată, că este rea. Celula aceea este soarele de iubire. Cum poți să spui tu așa ceva? Când ea nu știe decât să zică da, nu știe decât să se supună, să ți se supună și să nu știe ce să facă ca să fie ție mai bine, să își dă viața, își dă viața pentru tine, așa cum Dumnezeu își dă viața lui pentru tine. La Dumnezeu și la elementele importante în naturii, ele când se oferă, continuu, viața lor crește. Deci posibilitatea de a își prelungi viața soarele este să dăruiască. Și la fel este și la noi. Noi ne este ascuns. Ni s-a făcut o societate egoistă, dar noi murim. Noi când căutăm lucrurile materiale, noi murim. Că de aia sunt primele două porunci care dau interdicție la bunăstare și la să nu faci chip cioplit idol din această lume. Încă asta este interdicția, ca să nu pierzi viață. Deci când doar dăruiești și nu aștepți nimic, te comporți așa cum se comportă ființa de lumină din noi, sufletul. Faci ceea ce face sufletul, faci ceea ce face Dumnezeu, soarele acesta real, termic, sau aerul, sau apa, sau pământul. Deci te oferi pe tine tot timpul, fără să aștepți ceva în schimb. Când faci lucrul acesta, te încarci cu energie. Restul nu te interesează. Dacă ai să mănânci, să n-ai să mănânci, îți dă Dumnezeu, când crede El de cuvință. Este exact situația cu acel banchier japonez care s-a făcut pelerin și nu primise nimic de mâncare și în momentul în care s-a lăsat pe sine, imediat a venit cineva și a dat să mănânce. Ce chestie a făcut? Că nu l-a luat pe ăla de mână. Dăm să mănânc sau dăm să dorm, că n-am unde să dorm. Nu, s-a lăsat pe sine. În momentul în care s-a lăsat Dumnezeu, care este tot ceea ce există în fața ta, este divinul, a venit și a oferit. Deci ceea ce trebuie să facem noi ca să ne schimbăm viața este doar să ne lăsăm pe noi și să îi dăm voie lui Dumnezeu să vină să ne ajute, că noi asta nu facem. Atâta timp cât ne îngrijorăm, ne nemulțumim, luptăm și ne apărăm, noi de fapt îl dăm afară pe el și nu îi dăm voie să ne ajute. Și nu poate să ne ajute, că nu are loc. E eu, că el zice, păi dacă zici că te descurci, descurcă-te singur. În sudarea funcții tale să-ți agonisești mâncarea. Este exact povestea aceea cu finicii din Shangri-La, dacă o mai ții minte, cu călugurul acela care tot timpul privea niște finici, dimineața nici nu muncea. Și a venit un călugă la el și zice, tu de ce nu nu lucrezi pământul ăsta? Uite, îți dau niște semințe de salată și pui salată și ai ce să mănânci. Toată ziua a ocupat-o plantând salata aceea. Și după aceea, a doua zi dimineața, n-a mai primit niciun finic. A așteptat să vină seara pentru că intra în dialog cu Dumnezeu numai în vis. Și Dumnezeu l-a întrebat, unde am greșit? Și Dumnezeu a zis, păi am văzut că îți câștigi existența singur. Păi atunci în sudoarea frunții tale să-ți câștigi existența. Deci o situație de viață nu se pot rezolva prin eu, cu eu, prin intervenția noastră. Cum toate științele, oamenii merg la psiholog, la avocat și mai departe, la preot, ca să rezolve ce probleme în unui eu. Problemele se rezolvă doar când retragi eu, adică când te lași bătut. Că nu mai vrei să rezolvi nimic, că nu mai vrei să câștigi nimic. Când te lași învins, atunci înaintează divin, că faci spațiu la gol. Asta este tot secretul. Și toată problema este o problemă de energie subtilă. Pentru că numai prezența lui îți face viața frumoasă, îl schimbă gândul omului acela. Prezența lui. Și am dat un exemplu interesant pe care l-am văzut pe TikTok și l-am discutat într-o emisiune cu o femeie care avea 3 copii și bărbatul ei o înșela tot timpul și se purta urât cu ea și ea l-a acceptat așa cum era. Și la un moment dat bărbatul a avut un accident, a ajuns la spital și chiar dacă era în spital, chiar dacă i-a făcut numai rău, ea s-a dus la el să aibă grijă de el sau să-l vegheze. Și atunci Dumnezeu, pentru că a văzut râvna ei și dăruirea ei fără nicio așteptare,
Atunci a schimbat gândul bărbatului și el și-a dat seama ce a făcut și a cerut iertare și după aceea viața familială s-a schimbat total. Da, dar vezi, iartă-mă că te întrerup, Marius, dar vezi, ea, egal ce a făcut el, a fost pentru ea, pentru el acolo. Deci nu a cedat niciun moment. Aici trebuie să asta e cheia și lăcat, aici trebuie să înțelegem noi. Câte greutăți vin din față, o lună, A două, acceptat, șapte, a stat nouă. acolo, da. Noi trebuie să stăm aici, nu că băi, dacă el ca bărbat trebuie să facă, trebuie să dreagă, nu e destul de bărbat, tu ești proastă. Nu. Pentru că nu-i nimeni din jur care să-ți spună, e greu, știu, dar asta e dovada de iubire la Dumnezeu și cândva îți ridică cazna. E greu, nu ți-e ușor, dar acolo stai. Fă asta mai departe, ca să, o să se lumineze. Într-o zi, într-o lună, într-o... E, aici e Așa este. greutatea. Așa este. Înțeleg? Că susținerea din exterior nu-i așa cum trebuie, că toată lumea își face idealul despre partener și te susține cum ar trebui să fie. Aoleu, păi da, ce se duce cu altele, face drege, aoleu, păi da, nu-i bun. Păi dacă te iubea pe tine, niciun un bărbat când te iubește pe tine, lasă tot și vine, nu-l mai interesează nimic. Da, dar trebuie să treci prin această sită. Și când ești acolo prin sita asta, atunci ceilalți să te susțină. Înțelegi, Marius, ce spun eu? Da. Și noi să stăm acolo. Da, am înțeles și eu acum, că eu toată perioada asta care a fost, știi, a fost trecerea prin sită. Da. Cum spui tu, noi mânuim energiei până nu, ni se pare simplu așa, dar e foarte profundă chestia asta. Ce ne spui tu nouă? Și implementarea nu e ușoară. Pentru că, într-adevăr, treci prin situații nu foarte plăcute, pentru că trebuie să-ți cadă eu. De doamna care ai povestit, la ea nu mai avut ce să mai scadă. Și atunci eu îndreptat mintea bărbatului. Eu știu că mie mi-a zis prietena mea Ramona, care Gabriel, soțul ei, i-a zis, zice, mă, nu știu, așa deodată mi s-a luat un voal de pe față. Da, s-a dus la ea și a întrebat, zice, tu îmi faci vrăj? Ce vrăj îmi faci? Bă, ce vrăj? Nu fac niciun vrăj, ce? Înțelegi? Deci așa cum mi-ai zis tu mie, nu știu care webinar sau nu mai știu, când am vorbit noi, că mi-ai zis tu, dacă te schimbi, e clar, e normal că noi devenind lumină, luminăm în jur, în jurul nostru, în jur, prejur, știi? Și atunci îi luminezi și pe ceilalți. Și, da, ce ai spus tu, zici, măi, este o forță care îl împinge pe celălalt să facă, să nu facă. Depinde de situație și la care nu se poate opune la forța aia. Când tu ești lumină și te lași și n-ai așteptări. Da. Dar îți spun, noi aici discutăm, bine, eu am și aplicat și Simona și tu, dar îți zic, momentul în care într-adevăr faci schimbările, se vede și nu trebuie cât de greu, cât de rău e, acolo trebuie să stai și să faci, cum zice și părintele Papa Gio, puțin bine, multă jertfă. Asta e ideea. Când începem să chițcăim că nu e bine, să ne gândim, eu fac jertfă, dedic această zi pentru Dumnezeu, eu fac jertfa asta pentru Dumnezeu.
Eu mă jertfesc aici pentru el. Da, așa este. Simona, ești? Ea mai vine, mai apare, Simona? mai. Da, un moment, Marius. Da, spune, ce să zic? Vreau să te întreb, din ce cauză este acest discurs de ură și blestemele acestea în psalm? Ce a urmărit? Te-a urmărit. Marius, să știi că am răspunsul la asta, că am o carte despre Imperiul Roman, în care se scrie acolo de ce. Toate astea au fost făcute, au fost introduse la Biblia originală. Deci Biblia originală, înainte de Constantin, exista. Am zis ce groasă este, ce imens de groasă. Nu, asta e versiunea falsificată, dar noi, eu vorbesc de acum 2-3 mii de ani. Am Deci înțeles. existau scrieri pe vremea aia și când a fost trecerea de la zeilor la creștinism, aici a fost o schimbare tactică a lui Constantin ca să ia puterea în Imperiu, pentru că Imperiul Roman era condus de preoți. Și preoții se rugau la tot felul de zei. O să discutăm și despre asta mâine, dacă avem timp, dacă nu data viitoare. Și ca să le ia, să-și consolideze puterea, a trecut la creștinism și a zis că puterea este în mâinile lui și el a devenit într-un fel papă. Da? Deci a fost o mișcare strategică. Și după aceea a introdus la textele originale biblice, au introdus alte texte care nu erau acolo, și au modificat și înțelesul textului astfel încât să-i dea conotația de, cum să spun eu, da, că puterea nu este la tine, că tu nu ești capabil, tu ca omul normal, vulgu, deci vulgu, nu poate să citească și să înțeleagă, ci trebuie să treacă printr-un filtru, trebuie să te duci la cineva ca să-și citească cartea. Deci l-au scos pe Dumnezeu din carte. Am Da? înțeles. Dar cum i-a convins pe preoții aceia să treacă la creștinism? Asta nu știu, că nu am detalii, dar bănuiesc că și acolo sunt destul de multe intrigi, lupte care s-au dat. Îți dai seama, când se trece de la o religie la alta, nu se face peste noapte. De aia s-au și adoptat foarte multe dintre obiceiurile păgâne în obiceiurile creștine. Deci, într-un fel, nu i-au eliminat pe toți, dar au zis, ok, ne restructurăm și ne punem toți sub un pontif, deci sub un șef. Da. Și au adoptat vechii zei, i-au rebotezat și le-au scris în Biblia aia. Ca după aia Luther, când a citit el Biblia și când a tradus-o și a citit-o și a dat seama că foarte multe din procedurile, din ritualul catolic, nu avea bază în Biblie. Pentru că ei conduceau poporul prin cartea asta. Încă de pe vremea aia, că oamenii nu erau literați, ei nu știau să citească, ei se duceau la învățați, la profesori, la scribi și de acolo aflau. Se duceau la preoți și de aceea ei puteau să le spună orice. Deci în funcție de interesul lor. Iar după Luther, când Luther a început să publice primele, nu, alălalt care o prin, cu prin, cu imprima, care a inventat printura, Gutenberg, parcă, nu-i așa? Gutenberg, da, Gutenberg. Deci când a început Gutenberg să printeze Biblia, atunci s-a alarmat întreaga papalitate și l-au fugărit pe ăsta pe aici. Cum se întâmplă de fiecare dată, pentru că până au început oamenii să citească, și că și în țările române era scrisă în slavonă și în greacă. Problema era să o traduci în limba poporului, că nu se vrea. Deci era ori în latină, ori în slavonă, în greacă, și cine știau limbele astea erau numai cei învățați, da?
Ei, și i-au fugărit pe ăștia pentru că au început să traducă în limbile poporului, a vulgului, că așa se numea Biblia vulgului, în germană, în limbile românești. Și când au început să citească oamenii acolo, și-au dat seama că o grămadă de chestii care le făceau ei erau niște prostii, nu erau deloc acolo, erau ținute numai ca să țină puterea împăratului sau a domnitorului sau a papei. În Ca să... ritualul nici nu există în Noul Nu Testament. există, nu există în Biblie. Bine. Ce s-a băgat asta cu psalmii? Habar n-am. Aici trebuia să vorbești cu un preot care poate să zică mai multe. Dar am avut, când am răsfoit cartea lui Honorius, am avut același sentiment pe care l-am avut când am ascultat video-ul ăla de 8 ore al lui Carrie Wilkes. Așa de o amestecătură de dezgust, de frică, de, știu, de energii negative. Și bineînțeles, automat te gândești, ok, care e consecința? Care a fost consecința a ceea ce a scris el acolo? Pentru că se scrie foarte... Spune să te iei gâtul la cocoș. Deci în cartea aia papei, pe psalm, este să iei gâtul cocoșului, să dai cu sânge, să faci nu știu ce stele pe pământ. Vrăji, vrăji, da. Da. Păi să știi că Noul Testament tot sistemul ăsta e magie acolo. După acest principiu, că divizarea ce înseamnă? Te face să fii, să-l vezi pe aproapele tău dușmanul tău și intri în luptă. Nu e vrajă, e magie. Că magie ce este? Orice acțiune prin care tu ești divizat și te vezi diferit. Asta se numește magie. Da. Și ai nevoie de ceva din afară ca să vină să te repare, un vindecător. Să că ți-am scris, Marius, aici ți-am făcut un screenshot pentru. Așa, deci stai că vă spun. Asta o să vorbim noi mâine. Uite ce zice. Îți ordon ție, adică unui spirit, aici spune că e indiferent cărui spirit, dar îți ordon ție spiritului să-mi apari în numele celui de mai sus, adică al lui Isus și așa. În numele sacru al Domnului, pe care tocmai ți l-am recitat, pentru a-mi îndeplini dorințele și voința, fără a minți și fără alte subterfugii. Dacă nu faci așa, Sfântul Arhanghel Mihail, invizibil, te va trăsni până în fundul inferului. Deci vino să-mi faci voința. Și după aia mai bagă niște psalmi să citești. Asta este un pasaj din cartea papei. Deci de vraje, de magie împreună cu psalmii. Da, în care ți-am zis că îi spune să ia gâtul la cocoș, să pună cu sânge, să fac strezească la 12 noaptea, în ziua de marți, în ziua de miercuri, să dea peste cap. Deci când am citit, mi s-a ridicat părul în cap. N-am putut citi mai mult. Da. Am zis că nu-l facem seara, Marius, ca să pot dormi, îl facem dimineață. Facem dimineața, da. Da. Da, Florentina, e în cartea asta a papei de pe la 1200. Și după aia, deci spune rugăciunea, e făcută din textul care l-am citit eu, și după aia spune, citește psalmul, stai că zic, ce zice? Citește psalmul, 81, nu știu cum. da, uite aici, așa, psalmul 28, 95, 115, deci într-un fel spuneai rugăciunea, după aia băgai un psalm, după aia iarăși De spune vestea invocarea mea, da. psalmului. Iarăși băga un Deci salm. psalmii au folosit pentru invocații ale spiritelor întunericului și pentru magie, pentru vrăji. Da, deci scopul acestei cărți este să scoată pe drag din tine. Așa ei spun. Și ca să-l scoți din tine, trebuie mai întâi să-i invoci
ca numele lui Isus să-l scoți din ăla. Da, Păi, dar... uită-te și tu acum, Simona, care este prezentul, situația prezentă. În jurul Vaticanului sunt tot felul de povești care arată și real, și vezi fotografii de acolo, o cultură, o cultivare continuă a satanismului. La fel este și la diferite alte biserici, nu? Și tot felul de grupări, nu? Templieri, nu mai știu care. Au ritualurile Ritualul lor. din acestea satanice, aici s-a ajuns. De ce s-a ajuns? Că asta a fost. Asta a fost dintotdeauna. Deci ritualul religios are în spate, de fapt, aceste invocații către Duhul Întunecate. De fapt, s-a văzut asta la Noul Testament. La Noul Testament l-a dat afară pe Dumnezeu și în clipa respectivă, punând un om mai presus decât ceilalți, l-a pus pe diavol. Că ce înseamnă eu pe primul plan? Deci un om mai presus decât ceilalți înseamnă eu pe primul plan, materia pe primul plan. Materia este iadul, ego-ul este diavolul, deci a fost pus diavolul pe primul plan. Nu este invocație? Oamenii la cine se roagă? Nu se roagă la diavol? Deci toată situația de acum, pe care o cunoaștem noi în religii, sunt, se zice, forța cea mai mare. Ei sunt cei care fac ritualurile acestea satanice. Ei sunt nu știu ce. Deci toată nebunia asta care este se învârte în jurul ritualurilor bisericești. Cum este Simona? Ei, Marius, las că avem, o dilemă aici a fost amicul că vrea desert și nu-i convine desertul. Da. Păi totul e construit pe... Iezuiții, mi-a venit din mente. Deci iezuiții, se pune cauza a societăților secrete, iezuiții, nu? Păi iezuiții cine sunt? Masonerie, nu știu ce. Dar sunt soldații lui Isus. Asta înseamnă iezuit, soldatul lui Isus. Adică te duci și dai în cap la unul dacă nu face crucea cum au spus ei. Și ei sunt, că încă mai sunt, e armata privată a Vaticanului sau serviciul secret al Vaticanului. Da, deci se vede care este direcția, este secretă, este cu magie acolo și cu vrăji. Da. O nebunie. Florentina, cum e? Ce să spun? Eu am trăit singură experiența cu vrăjele și cu că dă încoace o sumă de că Te-a de fapt jefuit, te-a jefuit. da, de fapt știi care e chestia că noi facem vrăjele astea, le facem în fiecare zi prin modul în care vorbim, prin modul în care acționăm, prin modul în care gândim, știi? Că e una când îi spui soțului, iubitului, îi dai să mănânce și e una când îi spui vino încoașă crapă în tine sau e alta când îi spui vino aici frumos, iubire, să ți-am făcut mâncare, știi? Deja asta e o vrajă pentru că tot câmpul l-ai distrus la celălalt, știi? Deci e o formă de vrajă. Da, să știi un lucru, asta a făcut Noul Testament, Simona. Preocuparea intensă sau intensivă pentru binele propriu înseamnă diabolizare, adică este închinarea la diavol. Binele propriu ce înseamnă? Ego. Eu pe primul, în definiție, eu pe primul plan. Binele meu, adevărul meu, dreptatea mea. Nu se cheamă diavol. Deci toată societatea aceasta individualistă este concentrată, este centrată pe binele individual, adică pe binele diavolului. Noi ne renunțăm, ne lepădăm de satana numai în momentul în care nu ne căutăm binele. Căutăm binele celuilalt și nu al nostru. Atunci ne desprindem de satana. Și atâta timp cât ne punem ca prioritate interesul propriu mai pe sus de toate, atunci noi ne diabolizăm. Îl servim și îl slujim pe satana. Păi uite-te și tu, nu? Noul Testament asta a făcut. Pentru că a scos Vechiul Testament și primele două porunci.
Adică a dat libertate la preocuparea fără neîngrădită pentru binele individual. Și asta s-a întâmplat. A pus eu-ul pe primul plan, binele propriu mai presus de toate, și asta înseamnă binele cui? A diavolului. Cine este ego-ul? Este diavolul. Marius, mi-am amintit o chestie. Păi de asta au fugărit ăștia toate vrăjitoarele în Evul Mediu. Ca să aibă monopol. Monopol pe vrăji. Păi da. Păi da. Au scos vrăjeala, vrăjitoria în afara legii. Le-au fugărit pe toți pe acolo. Ca să spună că aia este împotriva lui Dumnezeu, ca ei după aia să o adopte și să o vândă. Da. Când îți spune să aduci nu știu ce, să aduci o hăinuță, să aduci nu știu ce, ca să facă ei rugăciuni, să aduci o găină, să aduci nu știu ce, nu mai știu ce mai cere pe acolo. Să vezi o chestie, atâta timp cât noi punem binele nostru pe primul plan, noi pierdem energia vieții și dăm puterea la stăpâni la lume. Deci când pui binele individual în condițiile în care tu ești suflet și nu-ți cauți binele, deci puterea ta este numai când te comporți ca suflet, adică dai întâietate celuilalt, nu faci mai nimic pentru tine, atunci ai puterea la tine. Dar dacă te pui pe tine pe primul plan, ai pierdut puterea în favoarea stăpânului. Deci te-ai supus stăpânului. Stăpânul cine e? Diavolul. Deci lumea este condusă de, în zona executivă, de diavol. Și mai și râde tine, zice, diavolul își face cumpărăturile de Prada. Deci râd de noi. Și vă spunem de atâta timp și noi, voi nu vă dați seama că de fapt slujiți un diavol. Și este foarte frumoasă emisiunea lui Corrado Malaga, în care face o exorcizare cu o femeie și vorbește cu diavolul din ea și spune că noi suntem peste tot, da? Și suntem în dorința voastră de mai mult bine. Marius, ai emisiunea să o trimiți? Sau un link? Nu am, nu știu, am găsit-o din întâmplare. Deci acolo este diavolul, mai mult bine pentru sine. Asta se numește diavolul, binele propriu. Peste un nivel. Peste necesitate. Deci, într-un fel, ne-au diabolizat foarte ușor. În momentul în care ne-a luat atenția de pe suflet și a pus-o pe corp, când a zis că scopul nostru este să ne îmbogățim și celălalt din față e dușmanul nostru, păi restul e o floare la ureche. Îți trebuie câteva generații. Nu? Da. În câteva generații ai schimbat deja societatea. Nu trebuie mult. Și apoi că e și frumos că spune, păi da, dar trebuie să faci ce e mai bun pentru tine, că în momentul în care tu faci totul pentru tine și tu ai tot ce trebuie, tu poți să-i ajungi și pe ceilalți, că doar n-ai să ajungi pe unul, nu ai să ajuți când nu ai de unde să ajuți. Asta este idee protestantă, protestanții zic așa. Exact, protestanții zic așa. Deci New Age e derivat din protestantism. Dar preocuparea pentru tine este diabolizare. În condițiile în care sufletul nu se preocupă de sine. Dar uite-te și tu, noi am putea să ne dăm seama. Celula nu se ocupă de sine. Organele noastre interioare nu se ocupă de sine. Aerul nu se ocupă de sine. Soarele nu se ocupă de sine. Nimic în natură nu se ocupă de sine. Deci, dacă natura există în iubire și noi beneficiem de toate miracolele și minunile acestea și ne ținem în viață, noi când ne ocupăm de noi și ne punem interesul nostru pe primul plan, ne diabolizăm. Revenim la definiția diavolului, eu pe primul plan, binele meu, adevărul meu, dreptatea mea, mai presus decât toate. Când ai făcut chestia asta, te-ai terminat. Și să vezi ce-ți vine din față, că în momentul în care faci asta, îți vine o forță din față de te trăstește din aia. Așa este. Cu forța cu care ai atacat, cu forța aia îți vine înapoi. E mai mare. Sau mai mare, da. Ca să te îngenunchezi, trebuie să fie mai mare. Da. Păi fizică newtoniană.
Da. Simona, o concluzie în apropiere de sfârșit. Păi, concluzia este că nimic alta decât confirmă mai departe ceea ce spuneai tu, că noi trăim într-o lume cu sus în jos, într-o nelume, și că totul este magie. Deci, într-un fel, suntem toți vrăjiți și păcăliți pe toate și noi ne credem deștepți că știm, când, de fapt, lumea adevărată este total altfel. Iar noi nu facem decât, uite, cu fiecare webinar aducem încă o cărămidă în plus la învățăturile Școlii Iubirii. Da. Da. Învățăm și noi mai bine. Da. Dar se poate, ne putem schimba și aici pot să spun să asculte o lumea în fiecare zi cât un webinar, să nu treacă o zi fără un webinar. În nicio zi. Pentru că așa se implementează ideile în minte, așa schimbăm comportamentul. Când 20, 30, 40 de ani am trăit pe dos, nu putem aștepta de pe o zi pe alta să ne schimbăm, dar putem măcar să ne alimentăm mintea tot timpul cu idei pozitive care ne cresc. Da. Mulțumim, Florentina. Eu numai un singur lucru vreau să spun, că și suferința este tot o fațetă a iubirii, Și al lui deci iubirea Dumnezeu. și a lui Dumnezeu, deci suferință egal jertfă, deci nu trebuie căutat numai bucuria, fericirea, Suferință egal bucurie, este fericire. da, și egal și jertfă, și suferi, toate de la Dumnezeu Jertfa este date, fericire. da, și trebuie să le ducem fără comentarii. Războiul e pace. Da. Exact. Dar știi cum e, Florentina? La început este greu. Dar după aia, când vezi fericirea de pe fața celorlalți, nu mai este greu. Pentru că vezi că ceilalți Bravo, sunt fericiți. bravo. Îți vine Da. apoi mulțumirea aia lor. Cum zicea Da. Marius, că ne-l-a mâncat, nu și-a mâncat serviciu și l-a făcut fericit pe celălalt colega lui, a venit Dita Maișniță luna înapoi. Dublu, dublu, A trei zile. e super etajat. Da, mânca 3 zile din el. Da. Deci când te sacrifici pe tine, Dumnezeu îți dă mai mult, îți dă înzecit. Da, dar trebuie să o faci fără scop. Fără scop. Așa este Simona, fără scop? Putem să-l facem cu scopul să fie pentru iubire. La Pentru început. celălalt. Scopul să fie pentru celălalt, pentru noi. Să fie Da. pentru. Și poate să fie și scopul pentru tine. Scopul meu pentru mine e să învăț iubirea, pentru să ne îmblânzească, nu? Putem să facem un scop. La început, bineînțeles, poți să-l facem predominant mental și cu timpul o să ne intre într-un obicei. Uite, de exemplu, luni când am avut un workshop cu echipa, că de obicei nu mergem la masă dacă este workshop, ci primim mâncarea în sala de ședințe. Am mâncat la sfârșit, i-am lăsat pe ceilalți să mănânce ce au vrut ei, ce le-a plăcut și am mâncat ce a rămas. Și după aia mi-a părut rău că am mâncat, că m-a durut burta. Dar nici nu mâncasem mult, că m-am obișnuit cu dieta alcalină și nu mai mănânc mult din ceea ce vroiau, ce se servește. Și să știi că chiar mi-a fost ușor. Înainte mă băga și eu la început să-mi iau ce-mi place, știi? Dar acum am zis, hai să las să fac, să mănânce ei ce le place lor și dacă o să rămână ceva și dacă nu rămâne, nu-i nimic, mă duc și îmi cumpăr eu altceva. Da, și la început se face la nivel mental și după aia vine mai ușor. Treci la nivel la suflet, da. Da. Dar am văzut deja la München când am fost, beam jumătate din limonadă dacă îmi luam o limonadă sau jumate din prăjitură mâncam. Eu am Da, fost rezultate? după a doua zi am băgat două cocktailuri și m-a prins ploaia pe drum de am ajuns la Florentina Murată. Rezultate, da, eu aș vedea rezultate că m-am întâlnit foarte mulți colegi, mult mai mult decât de obicei. Nici nu mă așteptam de acolo, că mă așteptam să fie cam toți plecați pe la Paris, că aveam expoziție.
dar am întâlnit foarte mulți colegi și am avut discuții foarte profunde, aș putea spune. Da. Deci, și săptămâna a fost bună, am putut să o ne-am susținut amândouă foarte bine. Deci am avut o grămadă de iluminări pe ambele părți. Și mai ales atunci când joacă Dumnezeu bowling cu noi, nu putem să ne ridicăm individual, ne ridicăm împreună. A, ce frumos. Spus tu cu Florentina. Dezbateți. Păi dacă nu le-am dezbătut nici săptămâna trecută de la 6 dimineața. Nu așa, Florentina? Da, le-am întors pe toate părțile și reîntors. Era reîntors... frumos dacă l-ați fi înregistrat într-un Zoom. Păi nu, acum noi le-am scos concluziile la care am ajuns. Da. Dezbaterea e frumos. Da. Da. Bun. Mulțumim frumos. Zi frumoasă. Mulțumim. Vedem dimineața la 11. Mâine pentru cartea de rugăciuni. Nu, cartea din vocația diavolului. Păi de rugăciune la... Seară frumoasă. Numai. Pa, pa. Pa, pa. Mulțumim.